Și Nicodim i-a zis, cum se poate face așa ceva? Iisus i-a răspuns, tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri. Adevărat, adevărat îți spun, adevărat, adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut. Și voi nu primiți mărturia noastră. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede de, cum veți crede că vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Amin. Amin. Îți mulțumim pentru cuvântul tău, Doamne. Îți mulțumim pentru că și în dimineața aceasta doresc să ne binecuvintezi cu hrană pentru sufletele noastre. Amin. Ajută-ne ca să înțelegem și să pricepem. Așa cum odinioară Domnul Iisus a explicat în Nicodim, îți mulțumim că avem cuvântul vieții la dispoziția noastră. Ajută-ne să ne hrănim din el și să-l trăim în viața noastră de zi cu zi. Îți mulțumim și ne încredințăm în brațul Tău atotputernic, în numele Domnului Iisus. Amin. Amin.